Un ponei a fost împușcat la Moșnița Nouă, în județul Timiș, de o persoană care a oprit mașina în dreptul unei case și apoi a fugit spre Timișoara. Poneiul se afla într-o curte unde erau mai mulți copii. Animalul a rămas în grijă a stăpânului, care urmează să-l ducă la veterinar, mai ales că a fost împușcat în gât. Mai mulți șoferi au văzut incidentul și unii dintre ei au și reținut numărul mașinii, iar acum polițiștii îl caută pe agresor.